Primăria municipiului Târgu Jiu a organizat aseară în premieră evenimentul Gala Recunoștinței Comunității. Acesta s-a dorit a fi un gest de mulțumire adus de conducerea orașului a celor persoane care au făcut lucruri remarcabile pentru cetățenii din Târgu Jiu. Edilul Florin Cârciumaru a oferit plachete și înscrisuri de apreciere a celor persoane care, voluntar, au ajutat în vreun fel la îmbunătățirea mai multor aspecte ale vieții din municipiu. Dânsul a descoperit în arhivele naționale de film diferite filmări legate de istoria municipiului Târgu Jiu. Ce putea să fie mai multă mândrie decât că ai făcut ceva? Că niște oameni care sunt în direcțiile pentru cultură, în administrația unui județ atât de îndepărtat, vin să te cunoască. Datorită organizării deosebite, FRT ne-a oferit oportunitatea de a organiza și campionate naționale sub 14 ani pe echipe, acolo unde echipa clubului ATC Elit Târgu Jiu, antrenată de domnul Văduva Cosmin, a reușit să obțină medalia de aur, fiind o premieră pentru județul nostru. Toți cei premiați în cadrul Galei Recunoștinței Comunității nu sunt implicați în administrația publică sau în viața politică. Prin acest eveniment, Primăria Municipiului Târgu Jiu a dorit să încurajeze orice persoană fizică sau juridică să contribuie voluntar la dezvoltarea orașului. Încercăm ca, în limita posibilităților, să aducem un gram de recunoștință și de respect față de cetățenii din comunitatea noastră care nu sunt angrenați în viața politică, față de cetățenii care nu sunt angrenați în activitatea administrativă, dar prin ceea ce fac în diferite domenii de activitate, ridică prestigiul orașului nostru. La finalul galei, tenorul Alin Stoica și soprana Diana Gheorghe au susținut un concert de excepție.